Da, cred că o victorie pe deplin meritată. Cred că am fost echipa mai bună chiar în 11 la 11. Apoi, jocul la tot turnură favorabilă nouă în eliminarea celor doi jucători. Apoi am ratat foarte mult și era pe undeva normal și am primit un gol dintr-o relaxare a noastră, dar până la urmă o victorie importantă și în fericit jucătorii. Întrebări. Dan Nicolae spunea că n-a schimbat în plasa domnului Dan Petrescu când a declarat că ar fi un miracol să vă bată. E de acord cu Petrescu? Nu s-a întâmplat miracol. Asta e. Cei de la CFR contestă destul de mult arbitrajul. M-am uitat și eu pe reluri. Concescu a avut acoperire regulamentară la absolut toate fazele importante. Din punctul meu de vedere, un arbitraj foarte bun, sigur, ar fi culmea să zic altceva, dar, repet, am revăzut și eu fazele și în toate situațiile are acoperire regulamentară, Francesco. Credeți că a fost cheia acestei victorii? Am întâlnit CFR, o echipă care s-a apărat tot până la eliminare, s-a apărat cu 10 oameni în spatele mingii. Au jucat foarte mult mingea a doua și s-au bazat foarte mult pe execuții, sigur. Îl cunoaștem pe Dan Petrescu, duce pragmatismul la cote maxime. Au și reușit să înscrie printr-o super execuție a lui Păun, tot dintr-o neatenție a noastră. Apoi am avut șansa că am primit acel penalti care a fost indiscutabil, da, înainte de pauză, pentru că ne-ar fi fost foarte greu. Am început foarte bine repriza a doua. Am avut două, trei situații până la eliminarea lui Camora și apoi jocul a fost la discreție, pentru că în momentul n-a mai contat. A revenit Gundescu pe teren și așteptarea de la el. Am așteptări mari, vă dați seama, l-ați văzut și azi, are foarte multă calitate, încă e în urmă cu pregătirea, dar este un jucător care își pune așa amprenta asupra jocului, este un jucător care e excepțional și mă bucur că pot să-l antrenez. Asta e formula cu care Arsenal a câștigat campionatul. Pentru mine important e ca Denis să revină cât mai repede și când revine să fie sănătos. Apoi Budescu să-și reintrăiască, pentru că pauza asta de 2 săptămâni vine foarte bine. Dar cred că echipa are o evoluție în creștere. Am evoluat foarte bine cu viitorul. E foarte greu să domini viitorul cum am făcut-o noi aici. Apoi am dominat Craiova de la un capăt la altul, exceptând, să zic, 10 minute unde am primit un gol și am avut foarte multe situații, chiar penalti și chiar cu situații cu poarta goală. Aveam nevoie de o victorie pentru moral, cred că o meritam, pentru că Astra a crescut foarte mult. Ne dominăm adversarii și asta îmi dă încredere pe viitor. E un impuls moral bun, ales că ați văzut campioana. Da, le-am spus, echipa asta are nevoie de o victorie cu un adversar important, sigur le-am spus-o și înainte de Craiova, pentru a ne da încredere, pentru a ne da așa încrederea oamenilor din jur că ne putem bate la campionatul nostru sau sigur la play-off, nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar avem nevoie de play-off și cred că o merităm. Important este să rămânem modești, să muncim foarte mult. Sunt jucători care au crescut foarte mult în ultima perioadă, Vali Gheorghe, și este un jucător pentru noi exponențial în momentul ăsta. Îmi doresc foarte mult să nu să rămână modest, pentru că eu cred că poate să ajungă un jucător excepțional. Odată cu venirea lui Budescu și al lui Dan, de asta am încheiat campania de acest Da, da. Dar de plecat, vor mai pleca, nu am văzut pe voastră de astăzi. Matei a avut o problemă medicală și nu s-a antrenat în ultimele 4 zile. A fost un meci destul de tensionat. S-a întâmplat ca locul să-i simțiți pe jucători puțin deconcentrați? Pe ei mei? Da. Nu. Nu, deloc. Au apărut o deconcentrare în momentul în care au început să facă și spectacol. Sigur, situația permitea lucrul ăsta. Ne-am jucat cu ocaziile, dar să ne mulțumim că am primit gol. Se putea întâmpla lucruri chiar mai grave, pentru că în momentul în care
joci cu doi jucători în plus, primești gol, orice minge aruncată în careu, orice fază fixă poate să fie, poate să schimbe soarta unui joc. Odată cu devenirea și a lui Budescu, e presiunea mai mare și pe dumneavoastră ca antrenor, pentru că fanii au avut și mai multe așteptări. Da, obiectivul meu a fost clar încă să știu că vine Budescu. Play-off, deci nu s-a schimbat absolut. Mulțumesc.